Accident tragic în comuna Pipiric, județul Neamț, un om a murit, iar alți trei au fost răniți după ce un camion care transporta bușteni s-a ciocnit violent cu un autoturism. În urma coliziunii, toate cele patru persoane aflate în autoturism au fost rănite. Trei dintre răniți au rămas încarcerați între fiarele mașinii și a fost nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț pentru a elibera. Grav rănit, a patra persoană a decedat ulterior. Anchetatorii vor stabili circumstanțele producerii accidentului pentru a se vedea cine se face vinovat de moartea omului și de fătămarea corporală a celor trei.